Mergem cu cea mai tare dubă. Mamă, cât aghețaru. E gigantic. Câți metri sunt acolo? Deci ghețarul are 2900 de metri, deci de la nivelul ăsta până sus. Ăla are 4300 de metri, ce vezi tu acolo. 4000? 4300. Mamă. 4360. Am oprit la o stațiune aici, stațiune turistică, și ghiți ce am găsit. Munți. Din nou foarte mulți munți. Ce? Am mai oprit la încă un popas. La 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 la, trecem strada, la 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 la, nu e nimeni. Ce tare! Ne-am oprit și noi într-un oraș, Luzern, parcă așa îi zice. E unul dintre cele mai mari orașe din Elveția. Ne plimbăm pe aici, nu știm ce o să fac, nu știu ce o să facem, doar ne plimbăm momentan. E super mare și super mișto, să vă mai arăt eu niște imagini. Deci momentan mergem, ne plimbăm, mergem în centru, mâncăm o cafea. Asta e muzeul de artă. Vedeți? Muzeul de artă Luzerne. Asta e gara din Luzerne. Și multe biciclete. Am fost în centru, am băut o cafea și acum o să ne mai plimbăm un pic și o să mergem pentru că e destul de târziu, e ora 8. Și am găsit niște lebede. E superb orașul ăsta.
oarecare motiv suntem la gară și e foarte, foarte, foarte tare pe aici. Nu știu, mi se pare foarte interesant să faci o gară din sticlă, așa. Nu știu, arată inedit. Asta a fost și excursia noastră în Luzern. S-a terminat, am băut o cafea, am fost în centru, am plimbat un pic prin centru, am fost la gară și ne întoarcem. Acum mergem în Zurich, foarte rapid, ne uităm din mașină, mai mergem undeva și după mergem acasă. Nu știu, dar țara asta e superbă, e mult mai frumoasă decât România sau orice altă țară în care am fost. E superbă, m-aș muta aici mâine dacă aș putea, e super, super, super frumoasă. Singura mare problemă la țara asta e că totul e foarte scump. De exemplu, un suc la supermarket e undeva la 2 franci. Sunt locuri unde am dat și 5 euro pe un suc de jumătate de litru. Deci e foarte scump. Și mașinile sunt mai scumpe, adică dai pe o mașină cu 20.000 de euro în plus față de prețul din alte țări. Ok, deci de când am filmat am fost din Luzern în Hinwil. Nu, am fost în Zurich. Ne-am mutat așa din mașină un pic, era noapte, nu se vedea nimic, n-aveam ce să filmez, n-aveam cum să filmez. Iar am mers în Hinwil, am stat pe acolo puțin și după am venit aici, suntem în Saxon. Problema e că dintre Hinwil și Saxon sunt 200 de kilometri și acum e de undeva la ora 3. Și am dormit tot drumul în mașină, aproape tot drumul în mașină. Și de-abia acum am parcarea blocului, m-am trezit și mie super, super, super somn. Mâncăm ceva și ne culcăm. N-am în timp să editez vlogul de ieri. Nu știu ce dracu să fac. Asta o să fiu un pic întârziat. Cam am să-și scotez vlog. Eu am fost Gamier, ne vom vedea data viitoare. Pa!